voi doi sunteți la glume, amândoi vă ceriți la cameră, hai să mergem la fete. Eu nu o să pot să fac asta niciodată. Ți s-a părut că te-am exclus, că ai stau lângă noi, ți s-a părut că ne-am făcut vreodată de tine? Nici nu există vorba de așa ceva. Eu mă refer la faptul că eu aici, eu am o iubită pe care o susțin și ea mă susține și nu am cum să vă țin vouă partea, 100%. Cu ce să ne ții partea? Pe remărcile pe care eu le fac, așa, îs din cauza faptului că nu sunt de acord cu ceea ce faceți voi câteodată. Așa. Ce anume? Unele situații, să nu mai intrăm în detalii. Ok. Și ăsta este motivul pentru care voi sunteți supărați oarecum, pentru că eu remarc niște chestii care mie nu-mi convin, poate că. Ok. Da, treaba voastră, nu o să mai remarc nimic, o să mă de treaba mea. Dar nu e vorba despre asta. Nu trebuie să-ți pui stop, până la urmă, dacă simți să zici ceva, spune. Și de supărat, nu suntem supărați, nu cred că pleacă nimeni supărat. Doar nu am înțeles niște chestii, atât. Dar nu, niciodată nu te-am privit cu alți ochi. Cu Sebastian, nu știu, eu cred că Sebastian are reacțiile astea pentru că e foarte îndrăgostit de Roberta. Cred că nu doar eu și... Și oricine ar cineva s-ar uita cumva la Roberta sau ar încerca să vorbească, probabil ar fi gelos sau, nu știu... Deranjat. Un deranj mic tot da, este. Da, da, așa. Chiar mă gândeam în gală când s-a dat materialul ăla, băi, am stat 2 săptămâni de l-am împăcat, i-am zis că nu mai vreau nicio ceartă, nu mai vorbesc cu Roberta și după s-a dat materialul și mă uitam la el și zic, Doamne, iar trebuie să mă cert cu el. Chiar insistam și am zis de vreo 5-6 ori, poate să zic că te rog frumos, materialul ăsta a fost deja, nu am mai vorbit cu Roberta, treci peste, nu te mai certa cu ea, poți să te cerți cu mine, ok, gata. Pentru că s-a uitat la mine și mi-a zis că sunt nu știu cum, după s-a uitat și la Roberta și i-a zis și ei că e nu știu cum. Eu cred că suntem ok, în afară n-am avut discuții, am avut timp mai mult pentru noi să ne gândim și să punem în practică ce am învățat. De ce râzi, Antoni? Chiar suntem genul de persoane care să stăm să medităm așa și să contemplăm la lucrurile astea. Nu știu, eu sunt ok. Din toată experiența asta, sincer, nu știu. Robi, dar am o întrebare. La prietene de ale mele te-ai da? La ce prietene de-a ta m-am dat? Dacă te-ai da. Dacă te-ai da, n-am... A, te-ai dat? Nu, păi te întreb că poate știi tu ceva. Te întreb. Nu. Nu? Ar depune prea mult efort pentru Rebecca? Ai aflat ceva, Virginia? Nu, s-a dat pe post în momentul în care Robi a zis că și Rebecca îl place, doar că pentru el ar fi un efort foarte mare să stea, să o convingă, să nu știu ce. Ok. Nu neapărat. Nu la asta te referi? Nu, da, da. Ești obraznic, Robi. Auzi, dar poate nu știa. Poți să nu-i mai ții partea, că dacă zic ceva, nu înseamnă că zic din cărți. Vreau să vă spun că au apărut în online niște chestii cum că m-am văzut în afară cu Virginia. Nu știam absolut deloc că... Nu știai că v-ați văzut? Nu știam. Ia, lasă. Foarte amuzant. Va. Nu știam că Virginia e în club. Ba, știai. Ba, nu. Ba, da. Vai. Eu știam că tu ești în club. Va. Cum știam? Eu am anunțat Robi de vineri. Da. Că merg în clubul respectiv special ca să nu fi acolo pentru că am văzut ce ai zis, Antoni? Special ca să vină și el. Nu înțeleg, Virginia, acum de ce dai așa. Păi pe cine crezi că am anunțat Antoni? Dar nu e vorba despre asta, eu nu știam că Virginia e în club, îți jur pe cea mai scump. Dacă ai fi anunțat și tu că mergi în club, ți s-ar fi spus, nu poți merge pentru că este Virginia acolo. Dar eu nu am vrut să merg în club. Eu nu am vrut să merg în club în seara respectivă, am vrut să plec către București și niște prieteni i-au luat o masă și nu știam, vă jur. Deci, Robi, eu am curat să jur oriunde. Eu am anunțat de vineri, special Virginia, pentru că am văzut. Virginia, nu te urmăresc pe Instagram și nu mă uit la poveștile tale. Mă asculți. Eu am anunțat de vineri pentru că tocmai am văzut că Robi este prin Craiova și am anunțat în staff că eu o să merg în clubul respectiv. Okay. Și... Crezi sau nu, am crezut că ești la mare, îți jur. N-am avut nici cea mai mică idee și nici nu mi-a zis cineva. Dacă știam că ești în club, probabil că venea mai repede. Te duceai mai repede în club? Dacă știi nu, că la ea, acolo? La ea. Păi cum adică? Bă, uite așa. Tu te auzi? Doamne, să dea salut, mă. Să dau, mă, să o salut. Eu m-am văzut, eu am văzut-o pe Virginia târziu în club, era spre dimineață. L-ai scos? De ce m-aș fi dus? Nu e adevărat, crede-mă, de ce m-aș fi dus la Virginia la 3 dimineața, pe bune? Bine, păi, oare eu am ajuns Robi în club la ora 11:30. Ce? Mai zi o dată. Oare de ce? Înseamnă că a stat mult în club împreună. Măi, îți jur că nu știam că ești în club, crede-mă. Giulia, nu știu ce ți se pare așa interesant. Red cu gagea, ce treabă ai tu? L-ai auzit? E acolo ești... lângă tine, treci dar, peste măi, vocea mea. Mă interesează, nu știu, mi se pare că râzi așa la orice ești. L-ai auzit pe gagea? Aiurea.
Nu, în fine, da, l-am auzit, că am stat mult în club. Păi și atunci? Eu personal, dacă credeți, deci nici nu mă interesează dacă voi credeți. Nu am știut că Virginia e în club, credeam că este la mare cu Rebecca. V-ați întâlnit, v-ați salutat și v-ați dus fiecare între apa lui sau care nu, a fost? Nu, Patrick, nu ne-am întâlnit și ne-am salutat. Eu am stat la masa mea cap-coadă de la bun început. Nu știu, Robi, ce a căutat acolo. Măi, mă plimbam și te-am văzut din greșeală, nici măcar nu știam că ești în club, nu auzi. Și? Dar din poze părea că Robi ar vrea să, nu știu, să spună ceva. Eu așa le-am văzut pozele. Mi se pare că Gagea acum s-a pus pe modul detectiv. Nu mă, da, e cu bățul părea... Gagea. Poate ne spune Robi ce mi-a zis în acea seară. Vai. Ce ți-am zis? Vrei să-ți amintesc eu, Robi? Da, te rog, jur că nu mi-am amintesc. În primul rând, eu ziceam doar să pleci, s-au băgat și prietenele mele. Am ajuns să vorbesc și cu patronul ca să-i spună să nu mai vină la mine la masă. Așa. Și a insistat foarte mult cu niște declarații. Opa. Așa, și mi-a spus să nu te mai prind că vorbești cu Patrick și cu niciun alt băiat. Așa. Nu, nu e nimic amuzant, pentru că mie nu mi-a făcut plăcere. I-am spus de atunci că dacă nu pleci tu, plec eu, deși eu eram la ziua unei prietene, de-aia i-am și anunțat. Okay. Și de ce râzi? Nu știu, pentru că nu-mi amintesc nimic. Și la un moment dat ai zis că nu, nu, stai că plec eu și după te-ai întors iar. S-au pus toate fetele în fața mea tocmai ca să nu ajungi la mine. Ce s-a văzut în poze, eu atunci îți spuneam doar să pleci. Okay. Și ai fost puțin bine. Ca scaiul. Ok. Așa că, Robi, ai putea să-ți asumi, dacă până acum ai spus că tu nu ai sentimente, ai putea să-ți asumi că faci asta din gelozie și că tu nu ai fi de acord ca eu să fiu cu niciun alt băiat. Nu că n-ai fi de acord, că nu e după tine, dar te-ar măcina chestia asta. Oh, și bine. Vis-a-vis bine. De răspunsul meu, da, s-a dat și la prietenele mele. Acolo, acolo băiatul aia. Da, seara aia. Acolo băi, wow. La ce prietene? La ce prietene m-am dat? Amintește-ți, dacă ți-amintești, dacă nu, nu data amintesc. Viitoare... Nu țin minte să mă fi dat la vreo prietenă de tasă. Uite că ți-amintesc eu, s-a luat și iubitul ei de tine, că avea și iubit. Opa. Ce crezi? Și nu doar la ea, te-ai dat la mai multe fete. Bine, eu nu mai țin minte, dar sunt convins că nu m-am dat la nicio prietenă de-a ta. Nu, păi cum, Robi, cum adică ești convins dacă eu știu? Ok. Bun. Așa că nu te mai da tu pe aici cinstit cu principii că nu ai, Robi, deloc. Eu nu știu, nu-ți cunosc ție prietenele și sunt convins că nu m-am dat. Prietena respectivă, știai că e prietena mea, pentru că ai și spus, nu știu de unde știai, uite că e prietena Virginiei și a și venit la tine și ți-a zis să nu mai vii la mine la masă. S-a luat și fratele ei de tine ulterior. Fratele ei? Da, da, da. Vai de cap. Mamă, dar ce Robi, dar ai avut o novela. Păi dacă tot să fii... Ok, că el acum nu... Nu, și amintește că nu bine e că bine că nu te-ai întors, frate, cu jur. Nu te mai juri și fals. Unii dintre noi poate să-l înțeleagă de ce nu se amintește. Băi, bune. Frate, îți jur că nu mi-aduc aminte să fi venit vreun frate la mine să-mi zică că m-am dat la sorsa. Da, asumă-ți chestiile astea, te rog frumos, și nu spune că întâmplător că tu știai că eu vin în clubul respectiv. Nu știam că ești în clubul respectiv. Asta se înțeleagă clar. Mie mi s-a dat voie să merg în club. După ce am avut aprobare, am mers în clubul respectiv. Acum că m-am trezit cu Robi peste mine, nu e vina. Da, Virginia, sunt îndrăgostit de tine și am vrut să te văd în club. Da, lasă, nu mai fi tu ironică. Nu e cazul. Păi ai zis să fiu asumat, nu? Știi că așa e. Ok. Dacă vrei să fii asumat, te-ai dat la prietenii ei. Nu, frate, auzi, bă, că nu mai știu ce-i. Eu te cred. Nu mai știu. Așa frate. Că, oameni buni, luați lecții de la Robi de moralitate, că e ce trebuie. Okay. Robi, de aici puteți să vă dați seama că toți cei care au fost de acord cu el au picat așa puțin în plasa lui de om cinstit. Da, da, la toate prietenele. M-am dat la prietenele tovarășilor mei, la toate, crede-mă. Virginia, acum nu e vorba de plasă, până la urmă sunt niște principii. Na, dacă iese, nu, păi da, Antoni, bun, dar la el nu e vorba de principii. Pur și simplu, el așa ar fi fost cu orice băiat. Cu ce? Pentru că eu, din moment, nu mai are sens să reiau discuția, sunt fosta, el n-are de ce să aibă pretenții sau așteptări de la mine că fiecare face ce vrea. Măi, dar nu știu, eu nu înțeleg, tu o dai acum de parcă... Lui tu nu daia, sunt reale. Măi, tu o dai acum de parcă eu te-am căutat pe tine, de parcă eu aș fi leșinat că nu știu ce. Băi, Virginia, păi, n-am... Așa a fost. Când te-am căutat eu pe tine vreodată? Ești... N-am vorbit de 4 luni de zile, n-am avut un date, nu m-am simțit aici prin emisiune acum, după tine. Robi, acum la Creva, la Creva. Haide băi, termină. Hai Robi, fii asumat până la capăt. Păi sunt asumat, dar așa îmi zici acum de parcă da, nu mai da, nu mai face tine. Tu așa, Robi, am că pus nu lumea, ești păi, am pus lumea prin oraș să uite după tine, să văd eu cu cine umbli tu și așa mai departe, Virginia, pe bune. Robi, păi cum?
n-ai pe cine, stai liniștit, în primul rând. Bine. Acum că viști odată prin Craiova, e partea a doua, dar nu te mai da tu pe ei, ceea ce nu ești. Doamne. Bine. Vai, dar e supărat rău pe el. Păi normal, Antoni, pentru că nu mi se pare normal. Vezi că sunt acolo și vii intenționat. Dacă pe tine nu te interesează, pe mine mă interesează. Că mie nu mi-a făcut plăcere, nu-mi face plăcere să vorbesc cu Robi. Scurt, de ce ai venit să-mi spui toate alea, declarații și pe lângă asta să nu mai vorbesc, băieți, să nu mai fac, să nu mai trec. Pe cine te crezi, băi, Robi? Bine, draga mea. Te rog frumos să ne vedem de pătrățica noastră, fiecare. Bine, Virginia. Dacă aș fi vrut să vorbesc cu tine, veneam eu la tine la masă, da? A fost invers. Bine. Întrebări? Giulia. Antoni, Rebecca, cum sunteți după gala de ieri? Eu am ceva de zis. În urma acestei nopți lungi am vizualizat și niște episoade și m-am gândit și la certurile pe care le-am avut în urma împăcării. Ăsta e momentul în care Antoni, pentru a 10-a mea oară, pune punct. Vă scutesc, eu o fac rezumat.